Și acum informațiile din sport. Constanțean ca Simona Halep, a doua jucătoare de tenis de câmp a lumii, a confirmat ieri participarea la Roger Cup de la Montreal. Turneul va avea datele schimbate în 2016 pentru a nu se suprapune cu competiția din cadrul jocurilor olimpice de la Rio. Turneul canadian este ultimul înainte de acestea și se anunță unul dintre cele mai puternice din istorie, pe lângă Simona, celelalte jucătoare clasate în top 5 în ierarhia WTA, Serena Williams, Garbin Muguruza, Maria Sharapova și Agnieszka Radwanska anunțând că vor merge în Canada. Programa de obicei în luna august, Roger Cup, va avea loc între 22 iulie și 31 iulie 2016 la Montreal, după ce în 2015 s-a desfășurat la Toronto. Iar Simona Halep a jucat final, a pierdut în fața elvețiencei Belinda Bencic. Turneul de tenis din cadrul Jocurilor Olimpice de la Rio de Janeiro va avea loc între 6 și 14 august 2016 pe suprafață rapidă. Campioana de la Indian Wells va începe anul 2016 cu participarea la turneul de la Brisbane, apoi va evolua la Sydney înainte de a lua startul la Australian Open.